Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova, instituție în subordinea căreia funcționează secția Drumuri Naționale Vâlcea, anunță că astăzi a fost suplimentat numărul de utilaje care intervin pe centura ocolitoare a orașului Călimănești, pentru că alunecarea de teren este încă activă, șoseaua a fost închisă și astăzi. Circulația rutieră pe DN7CC centura Călimănești rămâne în continuare închisă până când se vor îndepărta toate aluviunile aduse în partea carosabilă și până când versantul va fi stabilizat. Din această dimineață acționează un număr mai mare de utilaje, a fost adus și un excavator pentru a putea face terasarea acelui versant. Circulația rutieră va rămâne închisă până când condițiile de circulație vor fi în siguranță pentru participanții la trafic. Până la momentul publicării acestei știri, reprezentanții DRDP Craiova nu au revenit cu precizări despre data la care se va relua circulația pe centura Călimăneștiului. Reamintim că alunecarea de teren de pe DN7CC s-a produs luni seara în jurul orei 22:30.